Să ne ridicăm, să citim Cuvântul lui Dumnezeu, în Efeseni, capitolul 4, versetul 17. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Dar voi nu l-ați învățat așa pe Hristos? Dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare, să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. De aceea, lăsați-vă de minciuni. Fiecare dintre voi să spună aproapele sau adevărul, pentru că suntem mădularele unei altora. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Cine fura, să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă să dea celui ce este lipsit. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce l-au luat. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, orice cuvinte răutăcioase și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Așadar, urmați pilda lui Dumnezeu. Imitați-L pe Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, ca un prinos și ca o jertfă din bun miros lui Dumnezeu. Amin. Ocupăm loc. Textul acesta vi l-am mai citit. E unul din textele care de-a lungul vieții am predicat de foarte multe ori. Poate e unul din textele din care am predicat cel mai mult. E un text care, dacă îl vezi în întregimea lui, îi vezi măreția. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. Voi v-ați întors la Dumnezeu. Cum trăiți voi acum după ce v-ați întors la Dumnezeu?
l-ați învățat bine pe Domnul Iisus? Pavel exclamă. Să nu mai trăiți ca păgânii, pentru că voi n-ați învățat pe Hristos în felul ăsta. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă să introducă dintr-o dată exclamația asta aici? Voi nu l-ați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin l-ați ascultat. Și dacă potrivit adevărului care este în Iisus, ați fost învățat cu privire la felul vostru de viață. Să înțelegem logica acestui text, pentru că e extrem de importantă. Cum să ne trăim viața? Cum? După învățătura Domnului Iisus. Când vi l-au prezentat pe Domnul Iisus, când v-au învățat despre Domnul Iisus, ce v-au spus? Păi ne-au spus că El a murit pentru păcatele noastre și dacă credem în El, mergem în cer. Și asta e adevărat. Dar nu l-ați învățat bine. Dacă l-ați învățat bine, trebuia să vi se spună trei lucruri. Când Hristos vine la tine, El vine cu trei scopuri referitoare la felul tău de viață aici pe pământ. Pe El îl interesează să te schimbe total, să te facă un alt fel de om. Omul pe care ai fost până acum, să-l dezbraci, să-l arunci deoparte. După aceea, El te-a învățat că de acum tu trăiești după călăuzirea Duhului Sfânt. Duhul minții tale e Duhul Sfânt. Și încă unul, cel mai mare. Domnul Iisus a venit la tine să te îmbrace într-un om care seamănă cu Dumnezeu. Voi să fiți ca Tatăl vostru, mi-a spus El încă din predica de pe munte. Nu înțelegeți, dacă l-ați învățat bine pe Domnul Iisus, trebuia să înțelegeți că voi nu mai semănați cu lumea asta. Voi semănați cu Dumnezeu. Dacă sunteți copii ai lui Dumnezeu, spune în 5:1, urmați pilda lui Dumnezeu. În original, imitați-L pe Dumnezeu, dacă sunteți copii lui. Orice copii imită pe tata. Acum, după ce Domnul Iisus, după ce Apostolul Pavel ne spune care sunt cele trei scopuri ale Domnului Iisus, parcă El aude din sală de aici, de la noi, bine, bine, frate Pavele, da, ce înseamnă să fii asemenea lui Dumnezeu? Uite ce înseamnă. Să nu mai minți, să nu mai furi, să nu mai vorbești cuvinte urâte, să nu te mai cerți și să nu te mai mânii.
să nu mai porți în tine amărăciune și cum te atinge cineva, cum să îl pleznești. Tot timpul gata de ceartă. Orice amărăciune și orice răutate să piară din voi. Din potrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă și trăiți în dragoste, așa cum v-a iubit El pe voi. Asta înseamnă să fii ca Dumnezeu. Citiți textul voi și vedeți că asta e ce vrea să spună Apostolul. Acum, în mijlocul acestui text, care e o descriere a omului nou, făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, după ce ne spune acolo să nu mai minți, să nu mai furi, să nu mai vorbești vulgar, să nu te mai cerți, în mijlocul tuturor e pusă mânia. În Psalmul 4:4 scrie în traducerea noastră: cutremurați-vă și nu păcătuiți. Dar sensul în original e: când vă cutremurați de mânie, să nu păcătuiți. Mâniați-vă și nu păcătuiți, Pavel redă textul. Aveți grijă că la mânie cel ce se strecoară acolo e diavolul. Mâniați-vă și nu păcătuiți, aveți grijă de diavolul. Pentru că îi dați prilejul la mânie. Cum? Uite cum. La mânie ești cătrănit, vorbești lucrurile lui Dumnezeu, lucrurile lui Dumnezeu. Nu-i mânia păcat? Amin. Mânia te duce la păcat. Acum, robul Domnului nu trebuie să se certe. Amin. Niciodată. Nici când în adunare sunt unii care spun prostii, ci el să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, chiar și pe ăla care a fost prins în cursa diavolului ca să-i facă voie. Tu să fii blând cu el, în stare să-l înveți, ca să-l scoți din cursa diavolului. Asta scrie lui Timotei. Deci, problema asta a certurilor în atâtea case la noi e ceartă, ceartă, ceartă. Și sunt unii care spun: oare noi de ce ne certăm? Oare noi nu sunt, de ce nu suntem ca ceilalți oameni? Păi nu știu, dar cum începe unul să vorbească, ăla, dar de ce așa? Păi da, de-aia că uite, și gata cearta. Ne-o sărit țandăra. M-ai călcat pe bătătură. Asta nu pot suferi. Eu trebuie să-ți arăt cine-s eu.
Eu nu mă las călcat în picioare. Justificări ca să fiu mânios și să spun de la obraz. Și după ce am făcut-o, îmi pare atâta de rău. Îmi pare atâta de rău. De ce am făcut-o? L-am supărat. Am supărat-o. Și i-am dat prilej ei să mă supere, să mă jignească. Oare de ce am făcut-o? Cum să scăpăm de pacostea asta numită mânie? Pentru că totul e asta. Suntem mânioși. Dar frate, eu așa-s din fire, eu-s iute din fire. Din care fire? Păi din firea care am învățat-o de la părinți. Că de la ei am învățat să mă cert. De la ei a intrat în mine. Așa e. Natura ta e de om nervos. Natura ta e de om mânios. Dar natura asta se poate schimba. Și omul ăsta mânios și nervos poate să devină, după chipul lui Dumnezeu, bun, milos, iertător, exact ca Dumnezeu. Să nu mai fim cum eram când eram păgâni, ci să fim ca Dumnezeu, buni, blânzi, miloși, iertători. Da, frate, se poate așa ceva? Se poate că un om să-și schimbe natura lui? Păi tot Noul Testament despre asta e vorba. Și Domnul Iisus de aceea a venit să ne transforme din oameni ăștia răi, din oameni iuți, din oameni răzbunători, în oamenii păcii, a iubirii, a bunătății. Ăsta e scopul cu care a venit El, să ne transforme din ceea ce am fost în ceea ce vrea Dumnezeu să fiu. Mânia e contrastată cu bunătatea. Deci, fiți atenți din nou, orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice țipăt și orice fel de răutate să piară, să iese din voi, să se ducă din voi, dimpotrivă, fiți buni, miloși și iertători și iubiți-vă. Și țineți minte că în Corinteni 13 spune: dragostea nu se mânie. Ați auzit asta vreodată? Dragostea nu se mânie. Wow! Și atunci dacă eu mă mânie, înseamnă că eu nu iubesc. Asta zice cuvântul. Păi e grav, frate. Exact. Foarte grav. Deci, contrastul e între omul mânios, iute, certăreț și omul bun, blând, pașnic și plin de iubire. Ăsta e contrastul. Și orice om care acum are putere și care mă aude
și are probleme de mânie, ține cont să citești din nou Efeseni 4, 31 și 32, unde e contrastul ăsta. Orice amărăciune, dar frate, cum să nu, cât rău mi-a făcut, mi-a făcut viața de amară și normal să fiu iute și să nu mai rabd. Și... auzi, cu astea nu mă-ți faci rău. În ultima vreme sunt fascinat de o serie de cărți despre neurologie. Neurologia este știința creierului. Numele vine de la faptul că celulele din care e alcătuit creierul se numesc neuroni. Și cei ce studiază creierul, studiază neuronii. Cum funcționează creierul? Și în ultima vreme au făcut neurologii o descoperire senzațională. În creierul omului, când apare mânia, furia, răutatea, răzbunarea, creierul lansează niște substanțe, hormoni, sunt tot felul. De exemplu, hormonul de stres. Imediat stresul e o încordare, totul se încrâncenează în tine. Și creierul zice, îi trebuie energie să se apere și lansează stres, hormonul stresului. Și în același timp comandă glandei suprarenale, aici deasupra rinichilor, primejdie. Omul ăsta trebuie să nu se lase. Primejdie, dă-i adrenalină. Hormonul stresului și adrenalină. Ca el să se poată apăra, că se simte atacat de celălalt. Acum fiți atenți. Hormonul stresului și adrenalina pentru moment îți dau putere, dar dacă ei sunt lansați în permanență în organism, sunt otrăvuri. Otrăvuri care te îmbolnăvesc. Primul care se îmbolnăvește e stomacul, ca pe țulcea. Se îmbolnăvește tensiunea arterială, ca pe hipertensiune. Inima nu mai funcționează bine, pentru că și ea e în stres. Și o serie întreagă de alte boli. Și medicii zic, domnule, ce ai? Ce te roade? Bolile astea care le ai n-au un motiv fizic. Ele n-au o cauză în organismul tău. Ai niște stări și stările alea te îmbolnăvesc. Repară-ți, Domnule, stările. Pentru că degeaba îți dau eu medicamente de hipertensiune sau de ulcer la stomac sau de inimă, dacă tu tot timpul te otrăvești cu adrenalină și cu hormonul stresului și cu alte asemenea substanțe
care sunt făcute să fie acolo numai la mare primejdie. Și ce au mai constatat neurologii ăștia e că atunci când omul face un act de bunătate, de mulțumire, de iertare, creierul imediat fabrică dopamină, serotonină, oxitocină, le-am învățat și eu așa. Dar cele mai bune substanțe care să-l facă pe om fericit. Substanțe, de exemplu, oxitocina e și numită hormonul fericirii. Te simți împlinit, te simți satisfăcut, te simți normal. De ce? Pentru că ai făcut niște acte de bunătate. Începând cu iertarea. Te-o jignit. Nu-i nimic. Eu te iert. M-ai ofensat. Nu-i nimic. Mă doare. Dar te iert. Și te iubesc. Se poate? Iubiți pe vrăjmașii voștri. Faceți bine celor ce vă tratează rău. Ca să fiți fiii lui Dumnezeu. Amin. Că El e așa. Stai puțin. Ce-mi spun atunci oamenii de știință? Ei spun, au tras ei concluzia. Creierul meu a fost făcut pentru bunătate. Creierul meu funcționează bine numai când eu sunt bun. Și creierul meu, când e rău, când e răzbunător, creierul meu intră în alertă și fabrică otrăvuri. Omule, nu e în interesul tău să fii rău. Nu e în interesul tău să te răzbuni. Cum nu e în interesul tău să minți. Pentru că atunci când minți, tu zici, am să-l înșel. Și asta e o formă răutății. Și când furi, îi iau de la el. Să-mi iau la mine. Asta e o altă răutate. Minciuna, furtul, sunt acte de răutate. Și te otrăvesc pe tine. Domnule, nu știu de ce nu mai am liniște. Nu mă mai pot bucura de viață. Nu mai am somn. Am coșmaruri. Știi de ce? Pentru actele de răutate. Minciună, furt, jefuirea celorlalți, zgârcenie, acaparare. Acum au descoperit medicii că toate astea nu-s făcute pentru noi. Creierul nostru e făcut pentru bunătate, pentru ajutorare, pentru acte de blândețe. Omule, e o revoluție extraordinară în știință prin descoperirile astea. Noi la origine am fost făcuți buni. Acum asta nu vă spun eu astăzi, că ne-a spus-o în cartea Geneza. Și Domnul Iisus spune, voi
Moise v-a dat dreptul la divorț datorită împietririi inimii voastre, adică datorită răutății inimii voastre. Dar de la început n-a fost așa. La început inimile nu erau împietrite. La început inimile erau bune. Și atunci nu erau divorțuri. Divorțurile au venit când vi s-a stricat inima. S-a făcut de piatră. Nu mai pasă calc pe ceilalți, numai să meargă mie bine. Și acum știința ne spune, ai grijă că tu ai fost făcut pentru bunătate, n-ai fost făcut pentru răutate. Răutatea te îmbolnăvește. Vino înapoi la bunătate. Aș putea merge mult mai mult să analizez problema asta din punct de vedere a ceea ce ne spun neurologii. Vă spun, pentru mine sunt lucruri fascinante, am intrat în asta și am studiat multe cărți, dar timpul nostru aici e limitat. Soluția, că după ce v-am descris mânia și cum funcționează, dintr-o dată toți v-ați îndreptat, aia mă interesează. Și cu asta mi-a spus, și la tine e o problemă. Și atunci, când v-am mai spus și groaza asta că răutatea ne îmbolnăvește, mânia e cea mai mare otravă pentru organism și că bunătatea e soluția, dar atunci tot în tine strigă, dar frate, cum să mă fac eu bun? Și acum ați văzut voi ce face Apostolul Pavel. La mânie dai prilej diavolului. Și când la ceartă spui cuvinte grele, îl superi pe Duhul Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt e Duhul dragostei, a bucuriei, a păcii, a răbdării, a bunătății, a amabilității, a blândeții. Și Duhul Sfânt îți dă și înfrânarea, adică capacitatea de a spune mâniei, nu! Duhul Sfânt îți dă darul înfrânării. În limba greacă e cuvântul enkrateia, putere înăuntru. Putere de a comanda tu, nu diavolul să-mi spună ce să vorbesc. Nu mânia să-mi spună. Duhul Sfânt îmi spune. Acum, fiți tare atenți. Domnul Iisus când ne cheamă la El, nu ne cheamă să ne spună veniți și vă fac buni. El când vine ne spune, fă-te bun, acum ești rău, fă-te bun. Păi cum să mă fac bun? Îți spun eu cum. Despărțit de mine nu poți face nimic. Ia jugul meu, acceptă să ne îmbinăm amândoi așa încât tragem amândoi la jugul vieții. Și dacă vrei, tata, te altoiește în mine încât în din mine îți vine seva și puterea. Dacă vrea cineva să facă ce vă învăț eu, Domnul Iisus spune, dar primul lucru care îl fac este să-i spun lui tata, tată, pentru omul ăsta vrea să trăiască după poruncile mele, hai să punem în el Duhul Sfânt.
Duhul Sfânt e pus în noi când noi ne uităm la Domnul Iisus, Doamne Iisuse, acum am văzut frumusețea învățăturilor tale. Am văzut acolo cum l-ai descris pe Dumnezeu. Am văzut acolo cum ai descris pe mine și ce ai vrea tu să scoți din mine. Doamne Iisuse, sunt al tău. Amin. Vino în mine. Amin. Și eu viu la jug cu tine. Veniți la mine și veți găsi o dihnă pentru sufletele voastre. Sufletul vostru începe cu mintea. Mintea ta frământată. Sunteți strudiți și împovorați de mânie, de răutate, de certuri. Veniți la mine și eu vă voi da o dină. Cum? Două lucruri. Încă o dată. Când te-ai întors la Dumnezeu, s-au întâmplat două lucruri. Unu, că i-ai spus Domnului Iisus, îmi place de tine și de tot ce mă vezi tu. Și doi, Domnul Iisus și Dumnezeu Tatăl pun în tine pe Duhul Sfânt. Amin. Tu te-ai unit cu Domnul Iisus și Duhul Sfânt a venit în inima ta. Și Domnul Iisus spune acolo, Ioan 14, când va veni Duhul Sfânt, El vă va aduce aminte tot ce v-am învățat eu. Adică Duhul Sfânt spune, auzi, ademânia e o crimă, Matei 5, 19. Dacă te mânii și spui un cuvânt rău cuiva, ești un criminal. Și Duhul Sfânt zice, stop, nu mai faci aia, nu mai spune. Dimpotrivă, zâmbește și iartă și fii bun cu el. Frate, da, eu aș dori să se întâmple așa, dar mine nu se întâmplă așa. Cred că predica mea ar trebui să înceapă de acum. De-aia trebuie să termine în câteva minute. Asta se numește părtășia cu Domnul Iisus, cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Ce înseamnă să am părtășie? În Psalmul 1 spune, zi și noapte cugetă la legea Lui, la Tora Lui. Cuvântul legea în ebraică e Tora și Tora înseamnă de fapt învățătura. Zi și noapte cugetă la învățătura Domnului Iisus. Stau în prezența Domnului Iisus, dar fără grabă. Intră în crămăruța ta și acolo, după ce ai închis ușa, zic, Doamne Iisuse, am venit la întâlnire cu tine. Am o problemă, Doamne Iisuse. Problema mea e mânia, iuțimea, nervii. Acum am înțeles că mă îmbolnăvesc astea. Doamne Iisuse, Tu ești atât de bun, în Tine e atâta pace, pe Tine, oricât Te-au lovit, Tu ai întors ceva în obraz, Tu nu Te-ai răspunat. Doamne Iisuse, eu vreau să fiu ca Tine. Și în Ioan 5, 15, Domnul Iisus spune,
vă dau pacea mea. Vă dau pacea mea. Pacea aia care nu mai tulbură faptul că mi-a spus un cuvânt care înainte mă enerva. Acum, pentru că m-am umplut de Iisus, m-am umplut de iubire, m-am umplut de bunătate. Doamne Iisuse, mai umple-mă. Și Domnul Iisus ne-a învățat să-L mâncăm și să-L bem. Amin. Și să fim plini de Duhul Sfânt. Amin. Să ne umplem de Duhul Sfânt. Acolo, în cămăruța mea, eu trebuie să stau de vorbă cu Domnul Iisus și cu Duhul Sfânt, pentru că Dumnezeu mi-a dat ca să fie izvoarele mele de viață, de putere, de bunătate, de iubire. Eu trebuie să mă cuplez în fiecare dimineață la sursele bunătății și iubirii. Deci sunt Iisus și Duhul Sfânt. Cât de mult stai tu să te umpli de ei? Cât de mult stai tu să le spui, Doamne, eu aștept ca de acum încolo în mine să fie numai bunătate, numai iubire și să nu mai fie nervi. Doamne Iisuse, Tu ai făcut nervi, eu i-am otrăvit destul. Fii, Doamne, stăpân și-a nervilor mei, Duhule Sfânt, toarnă în mine dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, blândețe. Și dăm capacitatea când iar mă irită. Nu. Eu nu mai țip. Eu zâmbesc. În loc de strigare, zâmbire. Învață că oricând te jignește cineva și te calcă pe bătătură și îți vine să urli, zâmbește. Și spune, Doamne Iisuse, noi suntem una. Din Tine vine puterea să zâmbesc și să iert. Duhule Sfânt, mulțumesc că îmi dai puterea să mă stăpânesc. Ceea ce trebuie să înveți tu sunt două lucruri. Unu, să ai timp să te cuplezi cu ei, cu Domnul Iisus și cu Duhul Sfânt. Ai timp să meditezi și să discuți cu ei problema mâniei tale, problema răutăților tale. Și doi, să devii conștient de ce zice Domnul Iisus. Și iată că eu sunt cu voi, în voi, când, din când în când, în fiecare zi, până la sfârșit. Și Duhul Sfânt vine să rămână. Și eu când mă duc la lucrul zilei, mă duc plin de Domnul Iisus, pentru că tocmai L-am mâncat și L-am băut, și mă duc plin de Duhul Sfânt, pentru că m-am umplut de El. I-am spus, Duhul Sfânt, umple-mă din nou, umple-mă. Și eu cred acum că sunt una cu Iisus și sunt una cu Duhul Sfânt și ei îmi dau bunătatea lui Dumnezeu, ei îmi dau iubirea, ei îmi dau puterea și din cuplarea mea cu ei îmi vin toate acestea. Învață aceste două lucruri elementare. Să te unești în fiecare dimineață cu Domnul Iisus și cu Duhul Sfânt, să te umpli de ei și apoi să înveți că ei sunt cu tine toată ziua și toată ziua să conversezi cu ei, mai ales când te calcă ăla pe bătătură.
mai ales când la mânie ai vrea să explodezi. Domnul Iisus a venit să facă din noi oameni noi. Ne transformă radical din oamenii răi care am fost în oameni buni, din oameni care urăsc și care merită să fie urâți, oameni care iubesc. Condiția? Să ia în tine pe Domnul Iisus și pe Duhul Sfânt. Învață-o asta. Asta e leacul. Asta e vindecarea și din asta vine și sănătatea trupului tău. Veniți să ne ridicăm în picioare. Doamne, mulțumim că ne descoperi planul Tău cu noi. Amin. Mulțumim că ne arăți cum ne-ai făcut Tu. Amin. Și cum funcționăm noi bine. Amin. Doamne, dă-ne înțelepciunea să renunțăm la răutate, la mânie, la dușmănie, la ură. Dă-ne, Doamne, înțelepciunea să renunțăm la ele și să le luăm, să luăm mătura, să le măturăm din noi. Mulțumim că ne-ai arătat ce minunată e viața cu bunătate, cu iubire, cu iertare. Și mulțumim, Doamne, Tată, pentru Domnul Iisus și pentru Duhul Sfânt, că i-ai pus în fiecare dintre noi. Domnul Iisus e în inima mea și Duhul Sfânt e în mintea mea. Amin. Domnul Iisus e pasiunea mea, e mirele meu. Duhul Sfânt e călăuza mea și puterea mea. Mulțumesc, Tată, pentru Domnul Iisus și pentru Duhul Sfânt. Învață-mă să mă umplu fiecare zi de ei, să discut cu ei și învață-mă în fiecare zi să trăiesc toată ziua cuplat de Iisus și cuplat la Duhul Sfânt. Și din aceste două surse să-mi vină transformarea, să-mi vină bunătatea, iubirea, omul nou pe care mă vrei Tu, care-i făcut după chipul lui Dumnezeu. Fă-mă asta aici și acum, pentru că aceasta e voia Ta pentru noi. Să ai aici pe pământ copii care seamănă cu Tatăl lor. Mulțumesc, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. Amin.